Cunoscut ca protector al artelor și culturii, împăratul german Iosif al II-lea este inclus în categoria monarhilor luminați. În Sibiu, hotelul Împăratul Romanilor face referire la el ca și denumirile unor localități din Bistrița Năsăud, pe atunci aflate la granița Imperiului, Salva, Parva, Nepos, Romulii. Ca amintire a salutului său către locuitorii de aici, vă salut, mici nepoți ai Romei. Austriacul Ludwig Boltzmann a avut ideea de a amesteca statistica între molecule. Într-o așa dezordine, a găsit totuși frumusețea definirii entropiei printr-o formulă simplă care îi poartă numele și care este gravată pe piatra lui de mormânt. Filozoful german Nicolae Hartmann și-a construit o concepție spirituală în care existența realității este independentă de capacitatea înțelegerii. În concepția sa, cunoașterea umană nu poate seziza niciodată esența realității, fiind ea însă și o parte a acesteia. Fiecare moment istoric măreț are nevoie de simboluri pentru a depăși mai lesne veacurile. Țăranul vrâncean analfabet, dar cu minte ageră, Ion Roată, a rămas în conștiința românilor definitiv legat de unirea de la 1859, ce-i drept ajutat și de geniul de povestitor al lui Ion Creangă. Scriitor controversat, acuzat de plagiat, Eugen Barbu merită încă citit. Ornamentațiile orientale ale limbii române din secolul al XIX-lea s-au lăsat mânuite magistral de pana lui, în special în Săptămâna Nebunilor. Despre complicitatea cu nomenclatura comunistă ține de fiecare cum a dorit să rămână în posteritate. Matematicianul născut la Oradea nu s-a limitat doar la limite. Eseist redutabil, Mircea Malița s-a afirmat și în diplomație și în domeniul cercetărilor prospective. Prin personajele interpretate mai ales pe marele ecran, actorul născut la Miami a constituit o pledoarie pentru abolirea discriminării rasiale. Abia la 50 de ani, Sidney Poitier a îndrăznit să debuteze și ca regizor de film. Despre articolele lui Constantin Mile scrise pentru a arăta de ce s-au răsculat țăranii în 1907 și cum a fost reprimată mișcarea, unii istorici cred că au făcut parte dintr-un complot austriac. Scopul final al Habsburgilor era preluarea controlului în această parte de Europa. Războiul întâi a început chiar prea târziu pentru ei. Grigore Leșe este mândru că a absolvit un institut de folclor care se cheamă Țara Lăpușului. Profesorii acestui institut sunt oameni minunați pe care i-am întâlnit de-a lungul anilor acolo și care aveau în sufletul lor niște cântece deosebite pe care le consideră a fi cele mai reprezentative pentru spiritualitatea noastră românească. Doinele, horile cu noduri și alte cântece din ceremonialul de nuntă de cătănie din viața păstorească. Ridicat de mass media pe piedestalul purtătorului de cuvânt al unei generații, muzicianul american Kurt Cobain a spus la un moment dat că faimos este ultimul lucru la care dorea să ajungă. Poate a atins nirvana. Născută în Barbados, Rihanna este una dintre puținele dive ale muzicii R&B care provin din această zonă. Deși avea studii muzicale, Ion Țugui s-a dedicat scrisului. Fascinat de ezoterism, a publicat numeroase lucrări despre acest domeniu. În februarie 2002, lucra la ultima sa carte rămasă neterminată, Arta Fascinației. Nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.